Leul moldovenesc se deprecează în raport cu principalele valute. Banca Națională a stabilit pentru marți, 4 ianuarie, un curs de 20 de lei și 17 bani pentru 1 euro, cu 8 bani mai mult decât ieri, și dolarul american s-a apreciat cu 2 bani, fiind cotat la 17 lei și 76 de bani. Leul românesc s-a scumpit cu 1 ban și poate fi cumpărat cu 4 lei și 7 bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească își mențin valorile de 65 respectiv 23 de bani.